Aici, sincer, nu înțeleg atitudinea, pentru că în continuare îi văd pe Alexandru și pe Alexia foarte apropiați, petrec foarte mult timp împreună, chiar și la petrecere pe care nu am văzut-o sâmbătă noapte, dar am văzut acum imagine, au petrecut mult timp împreună și au făcut diverse declarații, au fost multe apropieri și atingeri între cei doi, ba chiar păreau așa destul de îndrăgostiți, așa cum spuneau și doamnele de la Capricci. Alexandru îi spunea Alexiei că are o anumită privire foarte diferită, sau cel puțin așa o percepea el în momentul respectiv, dar în continuare are mari nedumeriri sau neliniști în ceea ce privește ispita din casa Mireasa și așa cum am mai spus și la prânz, nu mi se pare corect ca unii să aibă încă suspiciuni asupra posibilei partenere de cuplu în ce privește ispita, iar altora, cum este Ramona, să-i se dea un dă verde, asigurându-l pe Estelian că nu este Ramona ispita din casa Mireasa. Pentru că în situația ei este exact și Alexia cu Alexandru, la fel cum și Ionela cu Robert, pentru că ei au avut foarte multe discuții pe tema aceasta și niciodată nu a fost asigurat Robert că Ionela nu este ispita ca să fie totul bine între cei doi. Deci, sincer, chiar nu mi se pare corect cum se tratează acest subiect legat de ispită în casa Mireasa.